Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o pâine, o turtă mai sănătoasă pentru cei care nu mănâncă gluten. Pentru toată lumea, dar în special pentru cei care nu mănâncă gluten. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de 500 de grame de mălai, 500 de grame de făină de quinoa, o lingură de zahăr biologic, un praf de sare, o linguriță de bicarbonat de sodiu, o linguriță de oțet de mere și o lingură de ulei. Și mai avem nevoie de apă. Apă o să vă las exact cantitatea în descriere. Ne apucăm să facem pâinea, mălaiul, turta, cum vreți să o numim, în orice caz. Este o rețetă foarte ușor de făcut și foarte sănătoasă. Punem mai întâi în acest castron bicarbonatul de sodiu, oțetul, adăugăm și celelalte ingrediente, zahărul, uleiul, sarea, adăugăm acum și mălaiul, făina de mălai, adăugăm și făina de quinoa, amestecăm un pic și acum începem să adăugăm apă. Apă rece și amestecăm. Să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți dacă ați văzut o rețetă mai ușoară ca aceasta. Vă spun, este foarte deosebită, are un gust deosebit de bun. Toți cei care au mâncat-o la mine, această pâine, această turtă, le-a plăcut foarte mult. Deci noi am pus 750 de mililitri de apă. O să vă las în descriere. Uitați-vă, așa trebuie să fie rețeta, trebuie compoziția, trebuie să curgă. Trebuie să fie ca de chec, un pic mai groasă ca cea de chec. Am luat o tavă, tava mea de tort, și am pus o foaie de copt. Acum golim toată compoziția. Așezăm un pic și o dăm la cuptorul încins la 200 de grade pentru o oră și jumătate. Cu 20 de minute înainte de terminarea cuocerii, scoatem pâinea sau turta din cuptor. Uitați cum s-a. Ea se crapă un pic, dar nu are nimic, este normal pentru că se face așa din cauza făinii de quinoa. Am pus în acest castronel două linguri de făină de quinoa și acum facem ca un sos cu apă ca să o spoim pe deasupra. Așa spunea bunica mea la turtă când îi punea acest sos de făină. Zicea că o spoiește. Putem să nici nu-i facem acest sos pe deasupra. Eu câteodată îi fac, câteodată nu-i fac. Vă spun că această pâine, această turtă, eu o fac foarte des, m-am obișnuit cu ea, îmi place foarte mult și mai ales când știu că este foarte sănătoasă. Acum cu o pensulă o să spoim această pâine. Acum o să-i continuăm cuocerea. Pâinea noastră, turta noastră s-a copt, a stat în cuptor o oră și jumătate exact. O lăsăm un pic să se răcorească și o și tăiem. Așa arată pâinea noastră, turtă, cum vrem să o numim, din mălai și făină de quinoa. Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați, să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a viziona toate filmulețele mele. La revedere!